Elevii ar putea să revină din nou în bănci la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie dacă vor fi îndeplinite toate condițiile de siguranță. Acestea țin cont de respectarea regulilor de protecție, a vaccinării personalului din învățământ, testarea cu teste non-invazive, dar și înregistrarea unui trend descendent în ceea ce privește infectările cu noul coronavirus, a anunțat ministrul învățământului Sorin Câmpeanu. El a subliniat că Ministerul Educației va insista pentru ca testele non-invazive să fie folosite în școli și că acest an școlar se va încheia mai bine decât precedent. Potrivit acestuia, concursurile pentru funcțiile de director de unități de învățământ ar trebui să fie organizate în luna august, însă dacă situația epidemiologică nu o va permite, vor avea loc după începerea noului an școlar.